Bine ați venit. În acest video doresc să vă prezint cum să exportați exerciții din instrumentele interactive în editorul de teste pentru a genera foarte repede fișe de lucru sau exerciții interactive. Am folosit în mod deliberat termenul generare în loc de creare, deoarece instrumentele tematice din MozaBook pot fi utilizate pentru a genera exerciții interactive. Numeroase instrumente pot fi utilizate pentru a genera exerciții legate de subiect. Acestea pot fi exportate în editorul de teste unde pot fi create noi fișe de lucru. Să aruncăm o privire mai de aproape acestor instrumente din care se pot genera exerciții și să descoperim cum pot fi ele exportate în instrumentul editor de teste. Faceți clic pe pictograma Ciocan pentru a deschide panelul instrumente și alegeți vizualizarea în care instrumentele apar unele sub altele. În această vizualizare putem observa că lângă numele instrumentelor sunt pictograme mici care fac referire la funcțiile acestora. Primul instrument este instrumente muzicale care conține o bază de date. După deschiderea instrumentului, puteți vedea în stânga o listă cu instrumentele muzicale, iar în dreapta imaginile acestora și conținutul. Aceste instrumente pot singure genera și verifica exerciții care pot fi exportate în editorul de teste. Să presupunem că doresc să exportez într-un exercițiu sunetul instrumentului. Va fi generat următorul exercițiu interactiv. Care sunet aparține instrumentului din imagine. Puteți asculta sunetele și, dacă vă place exercițiul, îl puteți exporta în editorul de teste, împreună cu fișierul audio cu sunetele emise de instrumente. Puteți asculta sunetele și în editorul de teste. Există o singură variantă de răspuns. Următorul instrument pe care doresc să vi-l prezint este kitul Circuit Electric. Puteți utiliza kitul circuit electric pentru a construi circuite electrice virtuale. Dacă aveți deja un circuit electric, ca acesta, butonul Exportare în editorul de teste se va activa și puteți exporta cu ușurință exerciții și din acest instrument. Editorul de teste generează exercițiul, de exemplu, în cazul acesta a generat întrebarea: Care sunt valorile circuitului? Sarcina noastră constă în a determina care este valoarea pe care o arată contorul de tensiune. Pe baza datelor din fișa de lucru se poate calcula valoarea. Un alt instrument foarte complex este mașina timpului, a cărui utilizare este foarte incitantă. De exemplu, să introducem în câmpul de căutare numele Mihai Minescu. Faceți clic pe pictogramă pentru a-l plasa în centru. Puteți vedea cinei au fost contemporanii, ce naționalități aveau, când au trăit, ce ocupații aveau, etc. Puteți modifica aranjarea în pagină schimbând setările. Să vedem, de exemplu, care au fost cei mai cunoscuți contemporani ai săi. Am să setez ca aceștia să fie afișați în funcție de renume, vârstă și ocupație. Și aici găsiți pictograma afișă de lucru care generează mai multe tipuri de exerciții interactive. În partea de jos a două dintre tipurile de teste se găsește butonul Exportare în Editor de teste. Dacă selectați unul dintre aceste exerciții, îl puteți exporta în Editorul de teste. Dacă derulați meniul instrumente, veți găsi numeroase alte instrumente care pot fi folosite pentru exportarea exercițiilor. De exemplu, și în instrumentul Unități de măsură puteți găsi o astfel de posibilitate. Acest instrument este diferit de cel anterior, deoarece poate genera singuri exerciții. Dacă exercițiul corespunde așteptărilor dumneavoastră, îl puteți exporta în editor de teste. Apăsăm butonul exportare. Să facem click pe instrumentul galerie pentru a vedea cum funcționează. Când deschideți instrumentul, veți vedea că este gol și că este pregătit să fie completat cu conținut. După ce am încărcat conținut în galerie, ca în acest caz, se poate exporta în editorul de teste. Trebuie doar să faceți clic pe butonul exportare în editor de teste. În acest caz, programul a generat un exercițiu de asociere. Imaginile găsite în galerie trebuie asociate cu etichetele corespunzătoare. De ce este importantă exportarea exercițiilor în editorul de teste? Deoarece puteți crea noi fișe de lucru, incluzând exercițiile pe care le-ați exportat din instrumente în editorul de teste. Exercițiile exportate pot fi editate în continuare, și inserate în publicații sau încărcate în moza web. Dacă doriți să le editați, faceți clic pe butonul Editare și adăugați informații sau rescrieți anumite părți ale exercițiilor. După ce ați finalizat editarea, salvați-le și încărcați-le în moza web pentru a le putea partaja cu elevii. Vă mulțumesc pentru atenție!